Bună seara! Am urmărit discuțiile apărute în spațiul public și îngrijorările exprimate legate de riscurile epidemiologice în creștere pentru perioada următoare. În această seară am avut o nouă discuție cu Preafericitul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și am ajuns la un nou acord pentru a revizui unele măsuri pentru sărbătorile pascale. Având în vedere estimările recente ale specialiștilor referitoare la extinderea pandemiei în următoarele două săptămâni, pentru a spori măsurile de prevenire a infecției cu noul coronavirus, acordul Patriarhiei Române și Ministerului Afacerilor Interne din data de 14 aprilie 2020 se modifică după cum urmează. 1. Slujbele religioase din noaptea de înviere se vor oficia cu respectarea îndrumărilor Bisericii Ortodoxe Române și prevederilor din ordonanțele militare privind reuniunile publice și distanțarea fizică, fără participarea credincioșilor în incinta, în curtea sau în apropierea lăcașurilor de cult. Pâinea binecuvântată în formă de prescuri, stropită cu aghiasmă și vin, numită Paști, sfințită joi, 16 aprilie 2020, va fi distribuită la domiciliul credincioșilor din toate parohiile de către personalul clerical și voluntarii din parohie, vineri 17 aprilie 2020 și sâmbătă 18 aprilie 2020 în intervalul orar 8-17 și în prima zi de Paști între orele 6 și 12 la solicitarea credincioșilor. Sfânta Lumină, sosită de la Ierusalim, va fi distribuită în parohii de către personalul clerical și maximum 5 voluntari, sâmbătă, 18 aprilie 2020, începând cu ora 20. Astfel, clericii din fiecare parohie, ajutați de un număr de maximum 5 voluntari, cu echipament de protecție, mască și mănuși, în calitate de organizatori, vor asigura distribuirea Paștilor sau a Sfintei Lumini, respectând reglementările prevăzute în ordonanțele militare, având asupra lor cartea de identitate și ca semn distinctiv banderolă albă pe braț, precum și un ecuson cu data de identificare ștampilat de parohie. Credincioșii vor primi Paștile sau sâmbătă seara și sâmbătă noaptea Sfânta Lumină din pragul casei ori de la fereastră, fără a ieși în stradă. Iar în zona locuințelor multifamiliale, acestea vor fi înmânate unui reprezentant desemnat de Asociația de Proprietari sau de Chiriași, care va purta echipament de protecție, mască și mănuși. În spitalele în care nu există preot de caritate, cadrele Ministerului Afacerilor Interne, aflate în misiune noaptea de înviere, vor distribui Sfânta Lumină acestor unități, precum și centrelor sociale și centrelor de carantină. Structurile coordonate de către Ministerul Afacerilor Interne, Poliție, Poliție de Frontieră, Jandarmerie, Pompieri, Poliție Locală și cadre ale Ministerului Apărării Naționale, vor asigura ordinea publică pe toată durata distribuirii Paștilor și a Sfintei Lumini, precum și respectarea reglementărilor prevăzute în ordonanțele militare privind eliminarea riscului de răspândire a noului coronavirus. Îi mulțumesc Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru înțelegere și colaborare. Vă doresc o săptămână binecuvântată și o seară liniștită.